Vă prezint cazul unei paciente în vârstă de 45 de ani care s-a prezentat la consult oftalmologic pentru apariția și creșterea treptată în dimensiuni de aproximativ 18 luni a unei formațiuni tumorale corneoconjunctivale la ochiul drept. Intervenția chirurgicală s-a realizat sub anestezie generală, plecând de la suspiciunea unei tumori maligne. S-a marcat zona care urmează să fie îndepărtată până la 37 mm în țesut sănătos și se excizează tumora conjunctivală și tenonul până la nivelul sclerei. Se continuă cu excizia formațiunii de pe cornee și limb cu ajutorul unui cuțit special printr-o tehnică minim-invazivă, non-touch, urmărind manipularea cât mai redusă a acesteia cu instrumentele. Decolarea tumorii de pe cornee se realizează numai în stratul superficial. Se practică hemostaza vaselor limbice prin electrocauterizare.
se completează decolarea stratului superficial al cornei până în țesut sănătos. Se marchează viitoarea grefă conjunctivală, bulbară, ce urmează a fi recoltată de la același ochi, de sub pleapa superioară. După infiltrarea țesutului conjunctival cu ser fiziologic și se prelevează grefa conjunctivală cu dimensiuni puțin mai mari decât lipsa de substanță rămasă după îndepărtarea tumorii, folosind alte instrumente chirurgicale.
se translează grefa la nivelul patului receptor. Urmată de sutura grefei la nivelul defectului conjunctival, cu fire rezorbabile separate, lăsând o zonă liberă la limbul sclerocornean de aproximativ 1 mm.